Vreau o infrastructură modernă. Ne-am săturat să fim mințiți. De 30 de ani ne mințiți. Încercăm să scoatem oamenii din casă prin bună voință.
voința lor, oameni buni. Luați exemplu de la acești oameni care au venit de la depărtare pentru voi, oameni buni, pentru moștoșeneni. Au venit de la depărtare. Eu spun așa, cum am spus și în presă, mă așteptam la un număr mai mare. Eu v-am invitat pe voi, oameni buni, nu v-am plătit, nu v-am obligat. Am zis că este de datoria fiecăruia să fie aici. Să știți că în fața dumneavoastră aveți un copil care n-a fost plătit de nimeni. Nu mi-a dat nimeni 50 de bani să fac, să mă întâlnesc cu oamenii, să merg. Sunt cei de la Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei. M-au chemat, am fost la ea și au zis, Daniel, venim de la ea să susținem Botoșani, să susținem Moldova. Vin oameni de la depărtare, felicitări vouă! Felicitări vouă că ați scăpuit bani pe Măcărină și ați venit aici! Bătoșăneni, care mâine ne veți critica că am fost un număr foarte mic de oameni, să știți că numărul ăsta de oameni au inima, vor ceva, le pasă, oameni buni. Noi nu ne este rușine să ieșim din casă. Eu vă mulțumesc că ați fost, că sunteți aici alături de noi, sper să fiu numărul nostru să se tripleze. Îi dau cuvântul și domnului Chise, sunt foarte regoșit, sunt mândru, că deși suntem puțin, voi sunteți aici, oameni buni. Sunteți aici și vreți să aveți o infrastructură bună. Eu mă întreb pe voi, oameni buni, vreți, cei din Botoșani care mă vedeți, vreți să ajungeți ziua în care la Botoșani trebuie să se întâmple o nenorocire? Voi ați văzut când am trecut tramvaile pline de oameni. Dacă deraiază și se întâmplă, Doamne ferește, altă, vreți să moară oameni ca cei de la guvern să facă ceva pentru noi? Le fac apel și la președintele României, Klaus Iohannis, care el, oamenii au stat la rând ore în șir. Oare el nu ne vede? Oare noi cei din Botoșani nu existăm? Guvernul, nu puteți să dați aviz pentru tramvaie? Guvernul și președintele și toți cei capabili, avem 6 senatori și deputați sau ce-o fi ei, că nu știu, nu mă pricep la politică, care sunt din județul Botoșani, ce-au făcut pentru noi? Nimic. Așa o să trăim mulți ani. O să ne rupem mașinile, când o să mergem la instituții, să avem nevoie de o hârtie sau un loc de muncă, o să scoatem bani de buzunar, să ne dăm mită, pentru că noi nu suntem în stare să ieșim în stradă, să ne cerem dreptul nostru, oameni buni. Dacă vă pasă, ieși din casă, dacă vă pasă. Da, un număr, după cum vedeți, mult mai mic decât așteptam. Grupul Civic Botoșani este la început. Este prima acțiune organizată de acest grup. Împreună cu noi au venit cei de la Întrălăt pentru Zona 8. După cum vedeți, și sunt și cei de la Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei. Cu siguranță suntem din mai multe județe aici. Suntem reprezentativi, dar haideți să vedem realitatea. Ne-ați mințit, domnule, ne-ați mințit și de la trecută, și acum un an, și acum 2 ani, și acum 10 ani, și acum 15 ani, și acum 30 de ani, ne-ați tot mințit. Ne-ați mințit și continuare vreți să ne mințiți. Cred că a venit momentul să înțelegeți că Botoșani are nevoie de dezvoltare, are nevoie de drumuri și are nevoie de un pic de muncă. Trebuie să munciți un pic mai mult. Probabil că nu reușiți. Nu reușiți și nu reușiți. Și dacă nu reușiți, haideți să vedem ce ai de făcut. Nu mai e pierdeți timpul, pentru că Botoșani nu mai are timp de pierdut. Demagogia și hoția au adus în stadiul acesta drumurile din județul Botoșani. Noi, cei din estul Botoșanului, practic, navigăm așa de vreo 30 de ani. Veniți și cheltuiți banii județului Botoșani și îngropați acolo, în acele gropițe, spunând că ați cheltuit miliarde de euro. Nu sunteți în stare să implementați un proiect european. Nu reușiți să-l duceți la bun sfârșit. Eu astăzi aici am venit doar să vă spun un singur lucru. Nu vă cer demisia încă o dată, dar ar trebui, pentru că funcțiile pe care le ocupați vă onorează să efectuați mult mai mult decât voi puteți. De asta, domnule președinte al Consiliului Județean, vă invităm între noi să ne spuneți adevărul. Domnule vicepreședinte Birta, vă invităm între noi să ne spuneți adevărul. Pentru că noi nu mai putem, noi nu mai reușim. În spatele nostru sunt oameni care poate n-au reușit să vină. Dar credeți-ne că sunt vocea lor și cu siguranță ori să o facă ei data viitoare mai bine, ori să organizeze ei mai bine. Îmi pare rău.